Această rubrică este un pamflet, creație publicistică cu caracter satiric, în care autorul înfierează anumite tare morale, concepții politice, aspecte negative ale realității sociale, trăsături de caracter ale unei persoane. Ipocrizia tinde să devină normalitate în timpurile noastre. Viciu ce s-a strecurat nu numai în lumea din jur, ci în special în gândul și sufletul acelor politicieni egoiști, a căror unică țintă în viață este aceea de a se cocoța pe piedestalul puterii prin orice mijloace, adică prin duplicitate, falsitate, fățărnicie, minciună, perfidie, prefecătorie, viclenie, mascaradă, metode folosite în funcție de situație. Duduia Ana Lug Gavrilă, intrată în politica hunedoreană în urmă cu vreo 4 ani, după ce și-a încercat norocul accesând online site-ul unui partid, este dovada cea mai elocventă a ipocriziei feminine în fauna politică autohtonă. Fostă colegă de partid cu Diana Șoșoacă, folosind viclenia și falsitatea, a devenit o copie a acesteia, ajungând un fel de mini Șoșoaca Devei, după cum au catalogat-o unii, conștientă că acționând pe acest culoar al vocalizării internaute, cu sau fără noimă, îi cresc și șansele de parvenism. În urmă cu 4 ani le-a promis devenilor mari acusarea și câte în lună și în stele, dar i-a abandonat urgent pentru un post călduț și bine plătit în Parlament, mai ales pentru ea care oficial nu avea niciun venit în România. Păi nu e asta ipocrizie? La alegerile de anul acesta, aceeași metodă, numai că Ana Lug Gavrilă a adus ipocrizia la nivel mai înalt. Ca să strângă cât mai multe voturi, s-a apucat Duduia să plângă pe Facebook și să-i infiereze pe unii și pe alții și să-i victimizeze pe bieții ei colegi care împrăștiau materiale de propagandă și care chipurile au fost agresați de oamenii contracandidaților ei la primăria Deva. Și dă-i și plângi, frate, cu lacrimi de crocodil ce nu se vedeau, și dă-i și victimizează-te și vai câte nedreptăți trebuie să suporte ea mititica. Întruchiparea dreptății, a corectit și a respectului pentru litera legii. În final s-a dovedit că Ana Lug Gavrilă este o mincinoasă și o prefăcută, care a făcut mascarada pe Facebook doar pentru a-și atinge scopul, dar încălcând grav legea. Așa că persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă de 2000 de lei pentru propagandă electorală făcută după ce s-a încheiat campania electorală, ne-au informat reprezentanții IPJ Hunedoara. Păi, nu-i asta ipocrizie? Ce urmează? Scenariul Dudui este lesne de ghicit. În urmă cu câteva luni și-a făcut propriul partid, așa că va abandona din nou postul de consilier local, unde a ajuns prin votul devenilor păcăliți de lacrimile și văicărelile ei, și va dezerta în tabăra parlamentarilor, că doar o pensie specială pentru 2 mandate sau cine știe câte ori mai fi ele, nu-i de lepădat. Ba chiar Ana Lug Gavrilă deschide poarta unei noi oportunități de afacere în România. Cum să obții pensie specială din banii românilor fără să fi lucrat o zi în viața ta în România, nici ca angajat, nici ca angajator? Păi, nu-i asta ipocrizie? Această rubrică a fost un pamflet, creație publicistică cu caracter satiric, în care autorul înfierează anumite tare morale, concepții politice, aspecte negative ale realității sociale, trăsături de caracter ale unei persoane.